1760, acesta este numărul moldovenilor care au înregistrat anul trecut venituri oficiale de peste 1 milion de lei. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, care a finalizat procesarea informațiilor cu privire la impozitul pe venit al persoanelor fizice în anul trecut. Potrivit sursei date, majoritatea persoanelor fizice din cei 1760 de milionari activează în comerț, industrie și agricultură. Astfel, cel mai tânăr milionar are 21 de ani, iar cel mai bătrân 90 de ani. Totodată, din datele fiscului, reiese că venitul total înregistrat de milionarii țării ajunge la peste 6 miliarde de lei. Ce ține de câștigul maxim care a fost obținut de o persoană fizică anul trecut, acesta este de peste 83 de milioane de lei sau aproape 7 milioane lunar. Interesant este și faptul că 78% din milionari sunt înregistrați în municipiul Chișinău, aceștia find urmați de cei din Bălți, Ialoveni, Strășeni și din Găuzia. În 2017, 1800 de persoane fizice au declarat venituri de peste 1 milion de lei, cu 40 mai multe decât în 2018.